Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Caracal au depistat ieri în trafic un autoturism la volanul căruia a fost identificat un bărbat de 38 de ani din Fărcașele, județul Olt, care a prezentat un permis de conducere fals. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals. Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Caracal, în timp ce efectuau activități de control al traficului rutier pe strada Piața Victoriei din municipiul Caracal, au oprit pentru control un autoturism la volanul căruia a fost identificat un bărbat în vârstă de 38 de ani din comuna Fărcașele, județul Olt. La solicitarea polițiștilor, conducătorul auto a înmânat documentele personale și pe cele ale autoturismului. În urma verificărilor în bazele date ale Poliției Române, s-a constatat faptul că permisul de conducere prezentat este fals, iar conducătorul auto nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În continuarea cercetărilor, în aceeași zi, polițiștii, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Caracal, au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore a bărbatului de 38 de ani, acesta fiind introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Olt. Astăzi, 14 martie, bărbatul va fi prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Caracal în vederea dispunerii unei măsuri preventive. Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.